Timp de 30 de ani au existat 18 culte religioase recunoscute oficial de către statul român, abia acum apărând o nouă confesiune religioasă oficială, conform Hot News. Există un proiect care urmează să fie aprobat în viitorul apropiat, a spus Marț Cătălin Raiu, director în cadrul INS, la o conferință organizată pe tema recensământului cu participarea reprezentanților cultelor din România. Cel de-al 19-lea cult se numește Adunările lui Dumnezeu din România și îl are ca lider local pe Ioan Ceuță. Ne-am dus la Secretariatul de Stat pentru Culte ca să discutăm de Adunările lui Dumnezeu, de a se transforma în cult și conducerea secretariatului ne-a spus. În 30 de ani nimeni n-a depus actele să devină cult. Se arată pe pagina online a organizației religioase. Mișcarea și-a făcut apariția la Topeka, SUA, în ianuarie 1901. Prima întâlnire a noii organizații a avut loc în Hot Spring în aprilie 1914, unde s-au adunat peste 300 de lideri de biserici. Bisericile independente reprezentate au decis să transforme o nouă organizație în care biserica locală să aibă autonomie deplină. Astfel, s-a înființat Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu. După 2 ani de activitate, organizația decide să emită niște standarde de doctrină. În România, această organizație a funcționat până în anul 1950, când a fost închisă de autoritățile comuniste. După 1989, Adunările lui Dumnezeu au fost reînființate. Cel care a inițiat mișcarea la noi în țară a fost Bobby Beard, care a fost misionar și director pentru Europa de Est a organizației Assembled of God, se arată pe pagina mișcării. Celelalte 18 culte religioase cunoscute în România: Biserica Ortodoxă Română, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică SIA din România, Biserica Evanghelică Luterană din România, Biserica Unitariană Maghiară, Cultul Creștin Baptist, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, Biserica Creștină după Evanghelie din România, Biserica Evanghelică Română, Cultul Creștin Pentecostal, Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România, Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, Cultul Musulman, Organizația Religioasă Martorii lui Jehova, relatează infocreștin.com. Distribuie și abonează-te pe canalul Hrana Ta.